Din nou în direct și continuăm cu informații externe. Rusia încalcă din nou acordul cu Ucraina, care îi permite acestea să-și exporte produsele agricole prin Marea Neagră. Deși acordul este în vigoare până la mijlocul acestei luni, aproape 100 de nave așteaptă acum în apele teritoriale ale Turciei. Rusia a reimpus blocada în condițiile în care Națiunile Unite încearcă de săptămâni bune să convingă Moscova să îl reînnoiască. Cel puțin 90 de nave acostează în apele teritoriale ale Turciei în așteptarea probărilor Rusiei pentru a ajunge în porturile ucrainene. Oficialii de la Kiev susțin că, deși acordul privind transportul de produse agricole ucrainene este încă în vigoare, Moscova l-a încălcat din nou și refuză să înregistreze navele și să efectueze inspecțiile prevăzute în tratat. Imaginile din satelit confirmă afirmațiile Ucrainei în apropierea porturilor Odessa, Iuzni sau Cernomorsk nefiind raportat niciun vas străin. Acordul încheiat în vara anului 2022 cu medierea Turciei urmează să expire pe 18 mai, iar Moscova amenință că nu va prelungi pactul în ciuda eforturilor Națiunilor Unite și ale Turciei. Moscova acuză Occidentul că nu respectă reglementările acordului, anume obligația de a nu pune piedici exportului de cereale și îngrășăminte rusești. Asta deși Occidentul nu a impus nicio sancțiune pe exportul de produse agricole rusești sau pe cel de îngrășământ. Unele medii ruse susțin că acest acord a fost prelungit până pe 18 mai în mod special pentru a-i favoriza campania prezidențială a președintelui turc rece, Perdoan, iar în cazul în care acesta va pierde alegerile, ce vor avea loc pe 14 mai, Rusia ar urma să nu mai prelungească. În momentul de față, aproximativ 90% din produsele agricole ucrainene sunt exportate prin România, în principal prin portul Constanța.